Bine v-am găsit, dragi prieteni! Mă bucur din toată inima să revenim sau să revin la Piatra Neamț. Revenim pentru că gala de anul trecut, Dynamite Fighting Show, Bătălia Moldovei, a avut un succes imens. Trebuie să ne gândim că chiar aveam o discuție și cu domnul Baisa și a spus că niciodată n-a fost sala Colevent așa de plină cum a fost anul trecut. Anul trecut a fost un succes imens această gală. În același timp trebuie să ne gândim că Piatra Neamțu este singura care are această infrastructură. Infrastructura de a face o gală de nivel internațional. Trebuie să ne gândim că avem partenerul Media Pro TV-ul care clar are anumite pretenții cu privire la transmisiunea galei. Deci au minimul de oameni trebuie să fie de 2000 și noi și Piatra Neamțu cam este singurul oraș care ne oferă această posibilitate. Vreau să vă spun că a fost un succes anul trecut. Am avut 3750 de persoane care au participat la acest eveniment și ne bucurăm foarte mult că a fost un succes. Trebuie să ne mai gândim, chiar aveam o discuție și cu cei de la bilete.ro, cei care vând bilete online. Peste 50% dintre cei care au venit la această gală sunt din afara orașului Piatra Neamț și trebuie să ne gândim și impactul care a avut această gală. Trebuie să mai avem alte cifre cu privire la share-ul. Discutăm în cifre de audiență. Avem share-ul pe piață, care a fost de 30%. Asta înseamnă că unul din trei televizoare s-a uitat la această gală. Este un share imens, 30%. Trebuie să ne gândim că România dansează sau România au talent, au share-ul ăsta și la intervalul orar 11:30, noaptea 12, este, într-adevăr, un succes foarte mare. Trebuie să mai gândim că audiența a fost de 7,6, cea mai mare audiență de când avem gala de Dynamite Fighting Show. Gala de la Piatra Neamț a avut 7,6 share. Nu, 7,6 cifră de audiență. Deci a fost un succes imens. De asta revenim iarăși în acest oraș frumos. Și în județul Neamț. Vreau să vă spun că anul trecut am reușit să promovăm obiective turistice care se află în județul Neamț. Trebuie să ne gândim că am avut video-ul ăla cu Cetatea Neamțului, care a avut un succes imens. Trebuie să ne gândim că am făcut încă un video pe Masivul Ceahlău. Și gândiți-vă că am mers aproape 3 ore numai ca să ajung pe vârful muntelui să facem acel video de promovare. Și ăla a fost un succes. Am promovat la fel orașul Piatra Neamț, cu Curtea Domnească, cum sportivii alergau prin oraș și cum au reușit să facem o poveste frumoasă. Eu, din punctul meu de vedere, cred că orașul Neamț și județul Neamț a câștigat foarte mult datorită acestui eveniment. Trebuie să mai gândim același încă pe impactul online. Am avut 5 milioane de persoane care au vizualizat aceste știri, dar impactul online luat per total. Au avut 5 milioane de oameni care au vizualizat aceste știri, inclusiv Facebook, toate televiziunile locale, absolut tot. Am avut un impact de 5 milioane de persoane. Și asta este un lucru imens, din punctul meu de vedere. În acest an, revenim cu Bătălia Moldovei 2. Vom avea un concept inovativ. Va avea Tim Moroșanu versus Tim Boniaschi. Eu voi avea 5 sportivi din România, iar Emil Boniaschi va avea 5 sportivi din Olanda. După cum știți, Emil Boniaschi este o legendă via Kiwanului din lume. Trebuie să ne gândim că este de 3 ori campion mondial. Trebuie să ne gândim că a avut victorii începând de la Semișel până la Vadrani. Deci este o legendă a Kiwanului și pentru noi este o onoare că s-a alăturat proiectului Dynamite Fighting Show. Și cred că o să puteți să-l întrebați mai multe lucruri, dacă doriți să-l întrebați despre cariera lui frumoasă. În același timp, a venit cu un proiect social, un proiect de mai stop violenței în școli. Vom avea o campanie în școli și licee din județul Neamț și vom participa cu sportivii din cadrul promoției Dynamite. Vom avea discuții libere. Tânăra generație trebuie să conștientizeze că trebuie să construim o societate sănătoasă, iar fenomenul bullying nu duce în acea direcție. Știm foarte bine când eram toți mici și revenim la mai mare și îl
adresat pe la mine. Deci trebuie să încercăm să fim un exemplu pentru copiii din generația noastră și trebuie să în același timp să promovăm faptul că sportul trebuie practicat în mod organizat, oricare ar fi el. Orice sport. Nu are importanță că e K1, că e fotbal, că e handbal sau orice sport. Trebuie să ducem pe copii către direcția că sportul te disciplinează, te crește caracterul și te transformă dintr-un tânăr rebel într-un bărbat adevărat. Aceasta va fi campania pe care noi o vom desfășura. Imediat după această convenție de presă vom găsi niște locații, niște licee unde vom merge, unde vor merge sportivi, inclusiv eu. Și sperăm să fie un succes imens din punctul ăsta de vedere. Echipa mea, echipa României, va fi formată din Bogdan Năstase Ciobănașu. Îl știți, băiatul care a fost și la Gospodar fără pereche, a fost la diferite emisiuni și este o imagine foarte frumoasă pentru Moldova. Îl mai avem pe Florin Lambagiu Rembo, îi spune corect, a câștigat ediția trecută de la Dynamite Fighting Show la categoria 80 și a devenit challenger oficial la centura europeană. Un alt greu, l-am avut pe Valentin Bordeanu, omul care l-a învins pe Alexei Nașov, o altă legendă a K1-ului din România. Îl vom avea pe Ștefan Irimia, care a participat la multiple gale din toată lumea, China, Europa, și pe Nino Padvian, un tânăr de numai 19 ani, care se învins în România. Ei se vor confrunta cu echipa lui Remi Bonianski. Cred că șansele sunt 50-50. Deci va fi o gală foarte puternică, va fi o gală extraordinară. De asta am ridicat și tacheta. Am zis că, băi, indiferent ce se întâmplă, trebuie să aducem valoare. Și, cum am spus, am mulți sportivi din România, valoarea nu te-a nimeni. Așa că sperăm din toată inima ca acest eveniment să fie la fel ca anul trecut, cel puțin ca anul trecut măcar să fie, și sperăm să aducem un aport foarte mare orașului Piatra Neamț și județului Piatra Neamț. Eu județul Neamț, scuzați-mă că m-a corectat domnul președinte, dar nu sunt cu județul Piatra Neamț, cu județul Neamț, că mi-a spus, mi-a chemat corectat. Vreau la același timp să mulțumesc Consiliul Județean, care a susținut acest proiect. Și indiferent de culoarea politică, au venit cu acest aport la această promoție, la acest succes la Animal Fighting Show și le mulțumesc pe această care din toată inima. Sperăm să avem succes și vreau acum să dau cuvântul domnului Dulanu Laurențiu, reprezentantul Consiliului Județean și vicepreședintele Consiliului Județean, să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule Molușanu. Ce pot să vă anunț? Ne bucurăm, în primul rând, să anunțăm organizarea celor de-al doilea, la doilea an consecutiv al Galei Dynamite Fighting Show, județul Neamț, la Piatra Neamț. Așa cum spunea și Cătălin, succesul din 2018, când sala a fost plină până la refuz, trebuie să se întâmple și în acest an. Pot să vă spun că scopul acestei asocieri pe care am făcut-o cu Direcția de Sport reprezintă, în primul rând, promovarea și sprijinirea sportului de performanță, precum și promovarea imaginii județului Neamț pe plan național și, bineînțeles, internațional. Cred că Cătălin a punctat foarte bine acele spoturi publicitare care au dus imaginea județului Neamț și a orașului Piatra Neamț peste votare și în România. A fost într-adevăr o reușită, iar vis-a-vis de culoarea politică, pot să vă spun că în ședința de ieri, în unanimitate, toți consilierii județeni au aprobat asocierea și realizarea acestei gare la Piatra Neamț în data de vineri 27 septembrie, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, pentru o acțiune de acest gen, este bine să fie așa. Noi considerăm că vom fi martori unei alt gen de manifestare, de o notoritate mult mai mare, având în vedere că
vor fi doi oameni importanți la nivel mondial, pot spune așa, în lumea artelor marțiale de contact, precum campionul nostru Cătălin Moroșanu și, bineînțeles, celălalt partener, domnul Remi Bonianski. Welcome back in Piatra Neamț and in Neamț region, and I hope you will be good luck and you will feel better in the county. And in fight, best to win in the gala strong, because I tell you with Remy after the conference, the training is very difficult. In a 5 minutes, very long, yeah. Yes. Și să nu uităm, în primul rând, că numărul telespectatorilor și spectatorilor, așa cum spunea și domnul Cătălin Moroșan, a fost imens, ceea ce pentru Consiliul Județean Neamț și pentru imaginea acestui județ a fost un lucru deosebit de încurajator. Știm prea bine că avem un județ extraordinar, avem locuri și locuitori de o comunitate excepțională, dar fără o promovare făcută atunci când trebuie, există cale lungă. Și atunci am considerat, noi cei din Consiliul Județean, și așa cum am spus, repet, în unanimitate, consilierii județeni și conducerea Consiliului Județean, să ne alăturăm și să organizăm această gală la Piatra Neamț. Noi vă urăm succes și să mulțumim frumos pentru ținere și apreciem în toată inima această ținere. Vreau să dau cuvântul domnului Gabi Paisa. Să știți că domnul Paisa ne-a ajutat foarte mult în organizarea acestui eveniment. Un om competent și îi dau cuvântul și să... Eu nu vreau să țin prea mult, să vorbim cei doi destul pentru această ediția a doua a Bătălia Moldovei. Suntem onorați să avem oaspeți de seamă în județul Neamț, la Piatra Neamț, și suntem încântați că au fost mulțumiți de prima ediție și au reales Piatra Neamț. Le dorim succes, le dorim ședere plăcută și sperăm să urmăm și ediția Andreea, Patra, etc. Mulțumim frumos, domnul Paisa. Vreau să vă mai spun următoarele obiective turistice pe care le vom promova. Va fi barajul Bicaz, vor fi cheile Bicazului, Mănăstirea Petru Vodă și Curtea Domnească vor fi următoarele obiective turistice pe care le vom promova. Acum voi da cuvântul lui mare campion Demi Bonescu. I couldn't understand a lot of what you guys were saying, but I believe it's a lot of positive things. First of all, I want to thank you guys for inviting me to your beautiful country. I've been here a lot, so every time I was here, I really had a great time. So the last couple of years I've been here to receive all your love, so thank you for that. I also want to thank the organization of the Diamond Fighting Show for having me here. Of course, Kathleen is a great champion in the fighting sport, and he's a great familiar face on TV here in Romania. So again, thank you, and also Alan, thank you, and also the delegates from Piatra Neamț. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but I'm doing my best. Thank you for having me here. And next month I'll be here with my team to fight against a team of Kathleen, and we're hoping to have a supportive and a great show. And I believe that with all the support from the people at home, the people from the media, and all the people that are supporting us, I think we'll have a great show. And again, thank you, and come and see the fights. Thank you. Ali, poți să faci o traducere în română? Aveți nevoie? Nu, ați înțeles, nu? Ok. Și avem adresă online și pentru ce v-am înțeles că l-am învins. Da. Ali, păi, domnul Bonească este foarte fericit să fie din nou în România. Este deja un obișnuit al țării noastre, de foarte multe ori în trecut.
este pentru prima oară la Piatra Neam și se bucură să vadă orașul. Este încântat că îl va avea ca adversar pe Cătălin Roșanu. Adversar ca echipă. Ca adversar, din punct de vedere al antrenorului. Da. Și abia așteaptă să se întoarcă luna, de fapt, într-o lună, încolo pe 27 septembrie, pentru evenimentul în sine. Va aduce cu el 5 sportivi de tot din Europa, care vor frunta cu 5 sportivi de Cătălin Roșanu. Întrebări? Vor fi doar aceste 5 confruntări între sportivii români și cei olandezi? Deci doar echipele sau și... Vor fi confruntări între echipe, 5 jucători. Vor fi 5 meciuri și vor mai fi și alte meciuri. Vor fi în total 11 meciuri. Pe lângă asta 11, deci cu astea 5, vom fi încă 6 meciuri și vom avea și deschidere încă 2 meciuri. În total vor fi 13 meciuri. Dacă ați nu rezultat, Capitanii nu. Noi am făcut o chestie foarte frumoasă, am făcut și asociere de imagine cu privire la această gală, pentru că noi, până la urmă, suntem și o promoție care trebuie să vândă și să facă audiență. Pe noi interesează foarte mult chestia asta și cred că toată lumea câștigă din această poveste. Câștigă și Neamțul, câștigă și televiziunea și câștigăm și noi. Și vor fi 5 jucători din România contra a 5 jucători din Olanda și pe lângă astea 5 meciuri vor mai fi încă 6 meciuri pe fight card oficial a acestei gale. Deci ediția a doua în Roșane se întoarce ca antrenor? Ca antrenor, eu mi-am făcut meciul de tragere din Moldova și voi veni ca antrenor. Sperăm să câștigăm această confruntare. Vor fi meciuri foarte rele. Reina a venit cu niște olandezi destul de tari și sperăm să facem față. Deci emoții vor fi la fel de mari. Vor fi emoții la fel de mari și vor fi confruntări spectaculoase. De asta promoție se merge de Animal Fighting Show. Mergem și pe show și pe lângă show vom merge și pe valoare. Și asta cred că este cel mai important. Spuneați că veți avea o acțiune în școli contra violenței verbale, în special în rândul copiilor. Da. Dacă ați putea să ne spuneți dumneavoastră când erați copil, ați fost victima la... Am fost. Dar când puteți eram ne spuneți copil, un episod scurt. Eu cred că toți copiii au fost victime, da? Nu știu, mai mare sau mai mică măsură. Și tot timpul vreau să mergem în aceste școli și să încurajăm în același timp practicarea sportului în general. Trebuie să ne gândim că o națiune sănătoasă progresează prin faptul că avem sportivi, neapărat sport de performanță, da? Un copil când ajunge la 6-7 ani să practice sportul, știe ce înseamnă disciplina, știe ce înseamnă să-l spus de sensei, să-l spus de autoritate și contează foarte mult să educăm copiii în acest sens, da? Eu nu cred că un sportiv care știe ce înseamnă să pierzi sau să câștigi, nu o să ajungă să aducă un anumit beneficiu societății. Și din cauza asta ne vom implica în această campanie. Vom avea discuții de eroare să alegem la ce licee să mergem și sperăm să fie un succes. Și vom invita și pe dumneavoastră, dacă vom avea ore de dirigenție la un liceu pe aici, să veniți și dumneavoastră să fiți martor la acest eveniment. Mulțumesc. La ce? Pentru domnul vicepreședinte, n-am datele acum. Care e contribuția cu posibilitatea în asocierea asta? 170.000 de euro. Pentru domnul Roșanu, dacă sunt și alte instituții, partenere care vor veni... Da. Păi vom avea primăria, care a fost și anul trecut, partenerul acestui eveniment. Și chiar după această conferință de presă vom merge și la domnul primar și vom mulțumi pe această cale. Să sperăm să fie mulțumit pe toată lumea. Nu-mi doresc că în aceste lupte politice să se întâmple nu știu ce, că ăla-i supărat, că ăla-i supărat. Nu. Vom merge peste la toate instituțiile care au contribuit la această gală. Și ceea ce am observat eu este că au dat palma și toți contribuie pentru bunăstarea acestui județ și pentru
reușit acest eveniment. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Au lăsat la o parte lucrurile politice și au reușit să voteze și să mergem mai departe cu acest proiect. Ca bugete mai mari, pe ansamblu? Da. Același buget. Același buget. Același buget, aceeași chestie. Da. În alte sporturi, totdeauna sponsorii sau politicienii sunt invitați să dea un picior într-o minge, să se implice. Când veți invita un politician la un meci demonstrativ? Cred că mai bine să și doi, și presă, și tot. Eu știu că aveți frumoasă fantezia asta, cred că și-a dorit foarte mult să vadă chestia asta. S-ar putea să vă dublați audiența, de asta vă spun. Eu cred că dublăm audiența, cred că presă tot. Două parte. Da, ar fi o idee să putem pășa în două parte din fece să nu ne rupte, dar azi este sincronetică. Oricum o să invităm toți politicienii, vom invita toți consilierii locali, toți consilierii județeni, vom invita presa, directorii din anumite instituții care vor contribui la acest eveniment. Deci toată lumea va fi invitată și vă așteptăm cu drag. Biletele s-au pus în vânzare pe platforma bilete.ro. Vom avea anumite puncte de vânzare la sala polivalentă și la colaboratorul nostru Alex Topor. Și deja au început să se vândă foarte bine și gândiți-vă că avem o lună de zile de eveniment. Sperăm să fie sold out cu 48 de ore cum a fost anul trecut. Dar trecut am pus un ecran imens afară pentru ceilalți care nu au putut să mai intre în sala polivalentă. Sperăm să punem și anunță de ecranul pentru ceilalți care nu se intre, să fie atât în sală. Aveți întrebări pentru Boniaschi? Cătălin, ca și nume, Ren este cel mai galonat sportiv care a venit alături de tine? Din punctul meu de vedere, Reme Boniaschi este numărul 1, ca și nume, ca și brand, ca și orice. Și în momentul când atunci un astfel de campion să vină și să vină în trup de promoția noastră, este un lucru extraordinar. Și efortul financiar este pe mână, asta e partea de-o. Dar ne dorim să facem ceva de calitate. Ne dorim să investim, să aducem numai valoare și oameni de calitate. Nu are importanță neapărat, vedeți-mă, noi vrem foarte mult cu această promoție, dar numai să mergem pe termen lung. Așa că investim în numai oameni de calitate, luptători de calitate aduși în Olanda, chiar dacă cheltuielile sunt foarte mari. Dar vom merge pe chestia asta, vom merge pe calitate. A fost greu de convins. Astea sunt niște întrebări dificile și vedeți-mă că Rei Bunească a fost bucuros să vină la România. A mai fost în România de multe, mai multe ori, dar să vină în acest proiect și în acest concept, pentru noi este o mare, mare onoare. O mare onoare. Să înțelegem că așa vor arăta care de acolo înainte cu... după Piatra Neamț. După Piatra Neamț vom avea... Noi încercăm să inovăm de fiecare dată. Să încercăm meciuri de show, să încercăm alți luptători, să aducem alte nume în România. Ne dorim foarte mult să dezvoltăm proiectul ăsta, să ducem la alt nivel. Și cu timpul, eu cred că anul care vine, vom merge și în străinătate. Vom merge în Anglia, vom merge în Italia, vom merge în Germania, în Spania, acolo unde este diaspora română și sperăm să avem și acolo succes. Well, the most difficult fight in my career was when I fight and not really be prepared, because I always try to prepare myself for any fight that I have. But sometimes you feel sick, sometimes you have an injury. And those are the most difficult fights, but if you're asking for the opponent, well, I fought one time against Sammy Shields, and that was, I think, the most difficult fight for me, yeah. Remy, you're a great champion. You won everything in K1. You're a big name, the biggest name maybe
motivates you for this kind of show? What gives you power to carry on this fight? How can you motivate your colleagues? Yeah, well, the fighting sport, the kickboxing sport that I've done for more than 20 years is for me the most wonderful thing that I did in my life. You know, it's part of my life, it's part of my being. But any show that is on the face of the earth that is trying to build up the sport in a sportive way, in a nice way, I'm willing to support. And I've known Alan for many years already. And when he asked me to come to Romania, and of course I've been a lot to Romania, and like I said, I've been always treated well here in Romania, the people are wonderful, you know, so I almost couldn't resist when he asked me to come over here. And they are working on a nice show, and Dynamite Fighting Show is doing good. So I was already willing to help them to build it up. So even if I've been a big champion, even if I fought in great shows, even if I helped the biggest shows in the world, I will never ever forget the even nice shows that are trying to build itself up to become one of the biggest shows maybe in Romania or in the world. Did you gain some weight in Romania? We are famous for our good food. I always try to maintain a normal fitness, you know. So I haven't gained weight, but because in the morning I just had some fruits. I love the fruits, so I'm trying not to gain a lot of weight. But the food is good here, and I love it. Yeah, thank you. Thank you. O mică întrebare o să adresez de română pentru cei care ne urmăresc, dacă puteți să-i traduce în loc. Vorbim de echipă care vine dintr-o țară străină, într-o țară unde nu are niciun susținător sportiv ioanandez, voluntan, un loc total necunoscut. Dacă sunt pregătiți psihic sau dacă există un factor psihic? The fighters that I'm trying to bring over here to fight against the fighters from Romania are, well, they maybe don't have the support, but, and of course there will be some pressure, but they have already fought in many countries, many different countries, and they are used to it, so they really won't have the big pressure that they cannot fulfill the thing in the ring. So I really believe that it will be pressure, but it will not be in conflict with their performance. So they'll do the best. They really will do their best to win, because that's what I'm training, and that's what I'm training them for, and that's why they are invited to come here, not just to play around in the ring. They came here, they will come here to win the fight. Yeah. Sportivii români vor avea sau va conta susținerea publicului în meciurile astea? Normal că va conta. Trebuie să ne gândim că ei sunt brandul aici în Moldova. Ei sunt putători moldoveni. Majoritatea dintre ei sunt moldoveni. Și am adus aici moldovenii, Brăzeșul, Ștefan cel Mare, să se bată cu olandezii. Așa că vor avea tot suportul necesar pentru a câștiga această competiție. Mi se pare de școală. I think it's a good thing, because it's a very good thing, because I think it's a worldwide problem, and also in Holland we have that problem. I'm trying to do the same thing as Katalin is doing. We're also trying to teach the kids that they have to stop doing the bullying thing, and you know what, if some kids they don't know when they're still young, that if you're trying to bully someone, that it will affect you for your whole life. And I think that it's a really, really good thing that Katalin is doing, and he's doing a good job, so I support him with that. I hope he will do it for a very long time to stop the bullying. Yeah.
Vă mulțumim frumos pentru prezență și vă aștept cu inima deschisă la gala de Animal Fighting Show, care va fi pe data de 27 septembrie.